salut, eu sunt Sherry și mă aflu aici alături de Smără și de puișorii noștri, Maribu și Rosie. Vrem să vă spunem povestea cu ele și cum am ajuns să adoptăm două sufletele. Și o poveste foarte interesantă, o să încep eu și după aia o să las pe Smără să vă povestească mai multe, dar ideea e că noi de foarte mult timp ne dorim să avem un animal de companie. De mult ne-am dorit treaba asta. Smără voia pisică, după nu, aia a vrut... Nu, zi Smără, frate, Smără, nu Zmără. Da, deci Smără voia întâi pisică, după aia pomeranian, după aia... Zim și mie, cum ar fi să zic Shelby? Shelly sau Shelby? Ideea e că Smără întâi a vrut... Ideea e că Smără întâi a avut pisică, după aia a avut pomeranian, după aia a avut iar pisică. Vara asta noi am început să filmăm filmul Tabăra de Vară, film în care joc eu cu Five Gang-ul, cu Smără, cu toată lumea, îl filmăm în Znagov. Și acum unde filmam noi acest film era înainte de mult un complex turistic, acum era totul cam în paragină pe acolo. Noi am venit și am mai amenajat ceva pe acolo și era o pisicuță, frate. Foarte, foarte mică, dar nu la fel de mică ca frumoșii ăștia doi. Avea vreo 3-4 luni, cam așa, acolo la complexul, acela era Astoria unde filmam noi filmul. Și băi, ne-am dorit foarte mult să o adoptăm, pentru că erau foarte mulți scâini acolo, știam că nu are hrană, știam că nu are ce-i trebuie acolo și avea nevoie de cineva să o ia și să o adopte. Problema era că fix în momentul ăla, noi eram în procesul de mutare, adică fix zilele alea eu tocmai îmi luasem toată casa, mă mutasem în acest nou apartament și aveam efectiv tot apartamentul cu fundul în sus. Saș de menaj, cu cutii, cu efectiv nu puteai să cargi pe aici, pentru că nimic nu era pus la locul lui, erau toate creaie peste grămadă și n-aveam cum în momentul ăla să adopt o pisică, mai ales eu care n-am avut și Smără la fel, niciunul din noi n-am avut animal de companie niciodată. Nu știam ce trebuie să luăm, ce tip de hrană, de câte ori să le hrănim, n-aveam unde să știm toate aceste detalii. Și atunci am început să rugăm membrii ai echipei dacă pot să țină ei pisica aia câteva zile până când o adoptăm noi. Și câteva zile au devenit o săptămână și jumătate. Ideea e că o fată din echipă, o tipă de la costume, a adoptat pisica respectivă. Inițial o luase doar temporar până când urma să o adoptăm noi. Însă ideea e că tipa mai avea acasă alte pisici și cumva pisicuța de la film pe care noi am numit-o Astoria, după complexul unde am filmat filmul, s-a înțeles foarte bine cu pisicile tipei respective de acasă de la ea. Deja cumva și făcuse o familie acolo și n-am mai vrut să o despărțim de familia ei. Adică n-am mai vrut să o luăm de acolo, să o adoptăm noi, dacă pentru deja... Pentru că ar fi suferit mult. Cică, regedri, ar fi suferit mult că și-a făcut o familie. Motiv pentru care am zis, bă, nu putem renunța la ideea de a adopta un animal. Mai ales că ne-am mutat într-o casă nouă. E foarte drăguț să mai fie un suflet cu tine în casă, să nu fie doar așa o casă nouă și atât. Eu rămăsesem foarte tare cu gândul la pisoiul ăla, dar pe de o parte îmi părea foarte rău să-l rup de familie. Familia nouă pe care și-o formase și la câteva zile după am primit o poză de la un prieten de-al meu care adoptase o pisicuță foarte mică, avea 3 săptămâni, abia se ținea pe picioare și eu eram foarte încântată, bine, nu mă gândeam că o să-mi adopt și eu o pisică, două pisici de fapt, tot de acolo. L-am întrebat cum o cheamă, de unde o are, cum funcționează lucrurile, dacă e greu cu o pisică, pentru că nu știam exact cum o să decurgă lucrurile și ulterior am ajuns să iau legătura cu prietena de la care luase el pisica și m-a anunțat că mai avea 2 pisoi, de fapt o fetiță și un băiat, pe ei. Și Smără a zis ok, Sherry, trebuie neapărat să adoptăm pe cineva, alege pe cine să adoptăm, să adoptăm fata sau băiatul. Eu mă tot gândeam pe cine să luăm, să luăm fata sau să luăm băiatul, cum ar fi mai drăguț sau cum ar fi mai ușor pentru noi având în vedere că suntem non-stop plecați, cine e mai independent, nu știam absolut nimic despre pisici. Și eu am zis, băi, hai să-i luăm pe amândouă, frate, adică mult mai bine să le adoptăm pe amândouă, pentru că nu o să se plictisească, pentru că o să se distreze una pe cealaltă, nu o să fie singure, nu... adică mult mai bine. Ea am fost foarte reticent, am zis, cum să luăm 2 pisoi, adică noi nu putem să facem față nici cu unul poate și noi să luăm 2. Adică eu am exclus când am auzit prima oară varianta asta. Da, inițial nimeni nu credea că eu aș fi în stare să am grijă. Da, și mă gândeam că toată responsabilitatea asta o să pice pe capul meu și ziceam, o să mă mai duc și la facultate, o să am cursuri online, o să trebuiască să fac o grămadă de alte lucruri. Nu o să știe și el, mă, să se descurce. Mă gândeam că știe sau mă gândeam că o să învețe, dar mă gândeam că o să lase lucrul ăsta pe seama mea. Și ideea e că până la urmă i-am luat pe amândoi. Au venit de la Craiovan, i-a adus o prietenă efectiv într-o cutie de carton. Eu toată ziua am fost fiert, pentru că am întrebat stânga-dreapta, bă, ce tip de ritiere trebuie să cumpăr, ce tip de mâncare trebuie să cumpăr, că sunt foarte mici, nu merge orice fel de mâncare. Deci și am încercat să-mi fac temele. Îmi zicea cineva că să le dați nu știu ce fel de jeleu, nu știam nimic, altcineva bobițe, altcineva pateu. Până la urmă a fost o orgudie, cea mai bună decizie pe care am luat-o, să luăm 2, pentru că efectiv nu se plictisesc niciodată. Și ne ignoră uneori. Cuminți. Ne ignoră, da, de multe ori, nu ne bagă în seamă. Dar acum sunt foarte, ei, vedeți, ei sunt foarte cuminți atunci când dorm, înțelegeți? În rest sunt foarte nebuni. Nu prea acum, ne lasă să punem mâna pe ei când nu dorm, ceea ce e foarte enervant. Cum nu ne lasă? Când ne lasă? Doar când sunt așa adormiți sau când au nevoie de ceva, parcă sunt mai drăgăstoși, dar în rest parcă așa ne pisicii. Ignoră un pic, da. Ideea e că foarte tare mi s-a părut că fata, Rosie, din secunda în care am luat-o și a văzut ritiera,
a știut că acolo trebuie să-și facă nevoile, la litieră. Da, s-a dus în prima oră când a ajuns în casă, s-a dus singură și a mirosit și acolo a făcut. Asta mi se pare fabulos. E clar o diferență de IQ între ei, pentru că băiatul nu s-a gândit la asta. Uite ce drăguț e. Da, știu, dar e mai prostuț. Ideea e că băiatul nu s-a gândit la treaba asta cu litiera. Noi aveam aici un covor, nu știu dacă mai țineți minte, prima oară când v-am prezentat eu apartamentul, știți că aici era un covor pe jos, după cum vedeți acum a dispărut, pentru că încă din prima dimineață, deci după prima noapte, băiatul și-a găsit un loc pe covor. Bă, dar un loc, n-a făcut nicăieri altundeva și a făcut de 4-5 ori consecutiv. Băi, acolo. Dar doar în locul ăla și era un covor foarte, foarte rățos și era foarte greu să-l pureți. După ce am luat covorul... Dar el își marcase teritoriul, asta făcea de fapt. El s-a pus acolo pe situație, n-a mai stat pe gânduri. Ideea e că, din nou, fabulos, covorul era foarte mare, dar el într-un loc făcea de fiecare dată. După ce am împachetat covorul și l-am dat înapoi, s-a apucat și el să facă la litieră. Am învățat să facă la litieră. Bravo, băiat deștept. Bravo, Maribu. Numele le-am găsit abia acum de curând, pentru că timp de o săptămână ei n-au avut nume. Chiar n-aveam idei de nume. V-am cerut vouă niște idei de nume. Deci, Smoră, vrei să zic niște idei de nume pentru pisicile noastre? Fii atentă. Ian și Asteca. Mergea să repunem numele ăsta. Puffy și Răbuțe Moi. Dacă cum să-l zic? Răbuțe Moi, hai să mănânci! Pablo, pentru băiat. Băi, nu era rău Pablo. Da, chiar era drăguț Pablo. Pe băiat, Honey și pe fată, Fundița. Pe ori le dai pe amândouă românești, ori le dai pe amândouă. Deci vă dați seama, știi, Honey, super fancy și Fundița. Știți, așa de în fundul curții, direct. Vortaren și Supramax articurații, a zis cineva. Adevărul e că să știți că pisoii sau pisicile în general am auzit că se așează pe o rană sau pe blocul în care există. Deci eu zic că merge Voltaren, da, și Supramax, da, da. Articurații. Supramax articurații, ți-am spus în pala mea să nu mai rozi cablurarea. De ce nu poți să fii tu ca fractul Voltaren? Doamne, deci băi, Tomiță și Mitică. Să chemă Mitică pe pisoi. Uitați-vă o secundă, la ei, cum să-l cheme Mitică? Uitați-vă la capul lui. BMW și Mercedes sau Mercedes și Audi? Toată lumea a lăsat în comentarii, uite. Eu acum am o pisică Kiwi, eu am 6 pisici, eu am 3 pisici, eu am mâna în gips, eu am 2 pisici, jur, astea sunt comentariile. Deci, băi, TikTok-ul este favoros. Este altceva TikTok-ul ăsta. Dați-mi un follow acolo. Am pus TikTok-ul pisicile și asta au fost comentariile. V-am cerut vouă propuneri de nume. Până la urmă, Smărărea a ales numele, pentru că eu n-am avut deloc inspirație. Nici ea n-am fost foarte inspirată, pentru că a ales două nume pe care eu nu sunt în stare să le pronunț. Pe fată o cheamă Rosie. Rosie. Ea este, ca și cum știți, translatorul, ca să înțelegeți. Și pe băiat îl cheamă Maribu. Maribu. Da? S-a înțeles. Bun. Și acum, noi încă nu ne dăm foarte ușor seama care e fata și care e băiatul, pentru că să ne uităm ce au între picioare, sincer vă zic, ca să ne dăm seama, pentru că sunt identici, trebuie să luăm niște bentițe. De obicei, pisoiul care e mai cu minte e băiatul. Fata e mai nebunatică. Fata e foarte agitată, da. Deci asta îți dai seama după cât de agitate sunt. Dacă stau amândoi așa, bă, nu-ți dai seama, frate. Mi se pare că ăsta e băiatul, Malibu. Uitați-vă, fraților, cum se țină în brațe, frate, când dormi. Mi se pare incredibil. Deci n-ai cum să nu te topești. Nu credeam că poți să iubesc atât de mult două ființe, dar jur că sunt efectiv topit. Mă topesc după ele. Și ăsta a fost și vlogul nostru, dragi prieteni. Suntem extrem, extrem de fericiți că am adoptat aceste două sufletele și ne bucurăm tare, tare mult de fiecare dată când le vedem. Efectiv, au puterea asta de a-ți face ziua mai frumoasă și mai bună. Ca întotdeauna, nu uitați, dacă cumva cochetați cu ideea de a deveni vlogger și vreți să intrați în domeniul ăsta al vlogging-ului, pe Sherry.ro găsiți cel mai complex curs de vlogging din România. Se numește Academia de Vlogging, e făcut de mine. Am făcut cursul ăsta în care răspund la toate întrebările pe care oamenii mi le-au pus de-a lungul timpului despre vlogging și este un curs complet care îți explică de la A la Z tot ce trebuie să știi în meseria asta, de la cum să faci bani, la cum să eviți drama și scandalurile, cum să începi, cum să filmezi și cu ce aparatură să filmezi, cum să editezi și multe, multe alte chestii doar pe Sherry.ro, îl găsiți la un super, super preț. Și ca întotdeauna, fraților, dar deoarece acest vlog e aproape filmat, v-aș ruga să dați un mare pumn butonul de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, eu m-am dus. Pa!